Salutare și bine v-am regăsit la un nu știu dacă am încăput aici. La un nou episod în care m-am dus, mi-am luat gift-ul, bineînțeles, am luat ca orice barotan 50 gold, bineînțeles, nu exista. Altă răsplată pentru mine, măcar nu știu dacă a fost o răsplată. În orice caz, vreau să vă prezint monumentul minunat. O cruce, pur și simplu o cruce și niște flori, bă. De obicei se chinuie mai mult ăștia care construiesc chestiile astea. Păi, de Paște au făcut o cruce. Bă, frumos. E o cruce frumoasă, ce să spun. Episodul ăsta am zis că mă duc și lucrez acolo. Deci o să repornesc filmarea. Când o să fiu acolo, mă, poate o să dureze puțin, mă, nu știu. Mi-am vrut să vă recruce. Uitați ce faină, mă. Cum să nu vă îndrăgostiți de ea? Direct explodă la pe cruce. Nu, mă, nu, mă, nu pușcam. Vai, să fugim. Da, bun, o să repornesc filmarea atunci. No, bine, v-am revenit aici la Sper că aici e mina. Sper că aici e mina. Eu tot șmecher, că să fă, n-ai că să fă. Apoi, că să fiu un dungeon în în Cabal 2, bă, cum să uiți numele jocului meu preferat, mă? Nu se poate așa ceva, mă. Și mi-am luat a gift. Mi-am luat gift, da. Chiar mi-am luat gift, așa, așa. Nu sunt duty, am toate drepturile să muncesc ca un cetățean european care vrea să fie miner. Și pot să dau cu piciorul. Pac! Pac! Bine, hai. Să vedem ce trebuie să facem. Aparent în spatele acestei minunate clădiri există ceva. Cred. Da, uite acolo în spate. Pot să-mi iau, cred că un bobcat, o să fie foarte șmecher. Zice ceva Venom 1, 2, 3. Deci, o să-mi iau această filmez. Da, filmez, bun. No, eu nu știu unde mă arată un Ioi, sus pe munte, bă. Bă, da, ăsta mă deranjează, mă, eu nu mă pot concentra, mă. Nu mă pot gândi la ce am de făcut să-mi conduc acest bobcat fără să-l răstorn. Era să-l răstorn. Bun, o să intrăm în modul swag. Swag, swag. Da. Eu ăstea pot să-i pun hidraulice, mă, parcă n-am voie ca polițist cu hidraulice, mă, bă, dar destul de rău. Oameni răi, mă, ar trebui să mă lase și pe mine să folosesc hidraulice, dar ce aici, mă? Păcat. Mare păcat, mă, nu o să înțeleg, mă, dar hidraulice, mă. Nu dați like și share. Tu te vă dați peste gură, bă, ce știi tu, neștiutorule? Dați acolo like și share, mă, nu-l ascultați pe ăsta, mă, el nu știe. Dar până unde mai trebuie să urc aici, mă? A, da, mi-au zis, unul, dacă filmez, stați că vă zic acum și cine, Johnny X de 27, au zis că vrea să apară în video, m-a apărut în video. Văd că nu mai zice mesaj, dar am zis că o să filmez imediat, apoi măcar atâta. Și-a dorit așa mult să apară în video și-a apărut în video, mă. Noul meu pahar, scrie ceva aici. Cred că în germană. Foarte șmecher. Bănesc că nu pe aici, ai? Da, pă... Ba da, păi uite ce fain, e un drumuleț aici. Cred că o tăiat cineva muntele fix ca să pot ajunge eu. Da, așa s-a întâmplat. Bun, deci am ajuns la un fel de lift, mă. Zim că e un lift. Da, un lift, mă, m-au băgat în munte, mă. Bă, cât de interesant, mă. Foarte tare, numai că e mai mult un teleporter, mă. Bun, cum trec de aceste minunate baricade? Parchează vehiculul undeva, bun. Deci pot să mă duc din el. Super tare. Până acum, bine, uite aici un copil, bă. Ei, urât ești, bă. Tu. Bun. Trebuie să fac... văd că se descurcă el. Ai, frate, nu am avut un târnăcopi odată, ranga. Trebuie să sparg pietre cu... Uitați, mă, uitați cum se umflă bicepsul. Vă place, cum să nu vă placă. Mai ales fetele care se uită la videoclip. Da, uitați ce arătos sunt și... Nici gras nu sunt, vedeți cum fac efort. Încerc să slăbesc, mă, carnă bun. Fac eu, fac și eu, fac și, faci și tu. Ai mandate, dar nu acum, acum nu se vând mandatele, nu e ora de mandate. S-o bloca caracterul, bă, dacă puteți observa. Nu, uite, un bolovan. Ar trebui să întorc cadrul, poca! Ca vulpoiul l-am întors, mă. Știți cum dădea el 360, poc, dădea 20, după aia se întorcea și poc al treilea. Am dat cu mouse-ul un imprimant super tare. Poc! Ar trebui să nu mai învârt, că pierd timp. Bun, pun pariu că aici, un excavator, dar ăla nu ar... Nu e un excavator.
un apucător de chestii. Două minereuri merg spre ul... Stai. Merge sapă în următoarea piatră. Dar câte pietre or să fie? A, tu vorbești, mă, da. Vreau să fie vedetă, mă. A, da, mă, băiatul mi-a zis să mă duc la el la casă, mă, ca să dea ceva. Păi o să mergem imediat, numai fac acest job ca să vedeți și voi în ce costă acest job, de fapt. Ce-mi pasă mie? Vreau să vă arăt vouă cum muncesc eu, să nu ziceți că mie îmi cad banii din cer, mă. O să mă duc să depozitez câți am acum și o să vedeți surpriză, mă. O să am, o să am mai mult bani decât am acum. Cel puțin în bancă. Dorin îl cheamă pe ăsta cu Y. Mă, dar nu pot să fug, frate. Fugi, bă, la ce? Un bolovan te împiedică pe tine. Bun. Văd că bolovanul și-a găsit locul lui în spate. Foarte, foarte fain. Sper să nu pici din cauza că am deschis tră. Uitați, uitați. Stai, mă, era aici X-ray. Mă, puteam să văd pe sub mapă. Vedeți, vedeți? Stai, mă, cum am făcut, mă? Trebuie să fiu în spatele mașinii. Bobcat-ul are infraroșu. Nu, mă, dar ce am făcut, mă? Că puteam să văd prin mapă. A, ați văzut? Bun. Hai că stai aici sus, frumos, o să transport această chestiuță și o să văd cât bani primesc. Și după 30 de transporturi o să fac și eu skill. Chica. Și o să primesc gold. Mă, nu știu când o să fac mai ca aș sări de pe munte. Sărim, bă. Vai, ce aș sări, dar nu că. Iolo, ce naiba, eu sunt un șofer extra... ordinar, nu o să se întâmple nimic cu mașina. Doamne ferește. A, mă, nu am umă, te rog, frate, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Ce ați crezut, mă, că explodez acum, mă, ce eu nu explodează, bă? Un șofer excepțional într-o lume mai puțin excepțională. Sau cel puțin nu la fel de excepțională ca Maceo. Mă, da, mașina asta derapează al naibii, măi. Al naibii. Ce replică e și asta din desene animate? Dar îmi place. Al naibii. O zi, bebe, că ne dă ceva, o să ne dea ceva. $1000. Foarte fain, no, bun. O să mergem acolo sus. Uite-mi bolovanul. Iui, am mai văzut toată un bolovan. Poc, vreau să-l iau înapoi, e bolovanul meu. Urcă-mă în ladă. Ce te răzvrătești acum? Tu-ți șapa ta. Urcă, nu o să mai urci așa, da, nu e nicio problemă. Bolovanul și-a atins scopul și eu la fel o să sar aici. O să sar de aici, pardon. Pac, nu, o să urc. Ah, dar nu o să pot să mă aleg eu locul de unde să mă sinucid. Lume tristă. Maceo citeas. Mă rog, eu trebuie să mă duc la bebetul, mă zic că îmi dă ceva, mă, și când e vorba de a primi chestii, pe unde ești? Pe la mine. Chiar încerc să mă sinucid, mă, dau tot ce am din mine, bă. Ultima suflare, v-ați prins? Mă sinucid, dau ultima... Nu. Să vedem, să vedem unde e bebeto. Uite-l pe bebeto! Acum dăm monster tracu sau dăm casa. Da, asta vreau. Glumesc, mă, nu vreau să-ți iau casa, mă, nu. Sunt așa rău cu tine. Fă-mi o surpriză. Slash, accept, tran. Mă! Speram că o să-mi dea ceva. Și acum... Oh, vedeți, am 8 milioane în bancă fără ce am... Fără ce am... Bă, îmi dă un Phoenix! Mersi, boss! Mersi! Stai, cum? Dau că... Trebuie să pun un dolar, așa, bani? 1. Bunesc că mi-o dai pe gratis, nu? Hai! Un Phoenix! N-o să-l vând, o să-l păstrez, o să fie mașina mea de suflet! Am ascultat muzică, dar m-am gândit să filmez, mă. Și o bicicletă mi-a dat, bă. Pregătit, e două ori, mă. Opa, pregătit. Dar ce s-a întâmplat, bă? Dar de ce-mi dă bicicleta lui? Mă, vreau și pe aia, eu nu mă supăr. Eu sunt genul de om care ia orice. Ce îi se dă ea? 11.000 km. Dar asta e altul, mă. Parcă ăla era roșu. Îmi place care mai mult. Confirmă. Nu, păi am confirmat. Oh. Mersi mult. Oh, da. No, bun, acum o să testez nou bolid. Phoenix, spawnează loc parcare. Sper că ești, dacă ai parcat aici. Ăsta-i! Oh, ho, ho! Ah, mă bucur ca un copil mic, mă. Oh, da. Opa. Vrei să vii pe G, mă? Hai pe G. Mergem la bancă!
Să îmi bag și ceva? Nu, nu o să-mi bag bani în bancă. Fac o leacă de raport. Doamne ferește, acum am un Phoenix, bă, sunt un zeu. Mi-a făcut ziua mai bună, bă. N-am mai primit de mult chestii gratis, mă. Deci mai crezi să primești chestii gratis. Mă, dar ăsta e mentalist, mă. De unde eu știu, mă, că m-a arătat mușchi, bă? Bă, ăsta vede prin camera mea web, bă. I-am arătat și lui mușchi acum. Nu știu dacă o să se uite la videoclip, dar dacă o să se uite, mi-a văzut. Ai de mine, mi-a văzut mușchi. Băi, am stricat mașina, mă, vai de mine. Ești cu adevărat un bărbat? Pe sunt! Cum să nu fiu? Sunt cel mai mare bărbat din univers. Universul bărbaților. Universul meu. În care singura persoană sunt eu. Foarte șmecher. Nu sunt la datorie. No, hai să-mi iau duty. Trebuie să luăm și un carnet episodul ăsta. Mă, da, am dus, am lucrat, mi-am umflat mușchi și acum trebuie să-i desumflu pe altora. Nu pe ai mei. Ai mei o să fie mereu umflați pentru că sunt un formă și sexy. Așa sunt eu mereu. Dar trebuie să dezumflăm mușchii altora cu gloanțe, dacă v-ați prins. O să tragem în ei. Și o să curgă... Intru după pe Skype. Cred că o zis dacă intru. Da, cred că intru pe Skype. Numai, cred că o să intru pe Skype la Cabal, asta e problema. Am o văd eu dacă intru sau nu, că... A apărut și Game of Thrones, mă, dacă știți, mă, păi, vă, dacă a apărut Game of Thrones, nu știu cum o să fie, mă, cu Skype-ul, măi, bebeto, măi. Sunt foarte, foarte recunoscător. Mi-am luat Phoenix? Da, mi-am luat Phoenix. Am dat, un dolar pe ăla. O sumă cinstită, zic eu. Bun, hai să vedem. Ia, mă, cum trebuie să-l prind pe ăla, mă. Un dolar. Nu, mă, unde e dolarul? Un dolar. Așa. Vezi? Foarte fain. Hai, da. Tu, cel care vei încălca legea, acum o să fii... Răsplătit cu amenda. Sau eu o să fiu răsplătit. Da, cred că e. Ia un alt Phoenix. Bun, fix, la fix am oprit radarul cât l-am prins pe ăla. Cred că am scris greșit, dar totuși am... 5, 6, 9... Așa. Depăzit. A, nu, eu cred că am greșit mai mult, mă, n-am greșit așa mult. E foarte, foarte bine. 800 de dolari în contul meu. Acum am și un Phoenix, mă, atât de bine mă simt, doamne, crește. Cred că o să mai iau un slot în garaj, o să-mi fac misiunea asta și... Ia, mă, l-am lăsat pe ăla cu drabla să scape. Nu mi se crede, sunt un om prea bun. Vezi? Sunt un om foarte bun. Dacă eram cu o secundă mai rapid, mă... Ce faci, prieten? Nu mergi să faci event. Hai da. Cum să nu te duc până la casă? Sau oricum o băga frână. Nu-i nicio problemă. Să ne uităm după contrasensor, mă. Tipul ăla cu motorul parc... Opa, 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 opa. Am greșit. Strădut. Am mers pe contrasens acum. Nu tipul ăla, dar nu-i nicio problemă. Eu îmi permit. El nu. Ha, ha. Glumesc, glumesc. Eu nu-mi permit să merg pe contrasens. Îmi cer scuze pentru această afirmație. Da, tipul ăsta stă cu radarul, tipul ăla vine după sensul lui cu o viteză nimicitoare, tipul ăsta se tot plimbă aici cu rancherul, sper să meargă pe contrasens să iau carnetul după ce am dat și o amendă pentru limita. Asta are o mașină prea stridentă, da, gata, ar trebui să îl amendez pentru o mașină prea stridentă, da. O să-l urmesc, poate își bagă nou, mă, că de obicei ăștia când merg linie dreaptă și nu știu că sunt polițiștii pe lângă ei, și activează nosul, mă, și atunci, mă, ce o-i prinde. Uite cum are nos, mă, dar nu vrea, mă. Om rău. Na, bine, hai să vedem. Tipul ăsta acolo curat, dar n-am ce să-i fac. E de nendu plecat. Să văd la wanted, poate găsesc pe cineva. Bineînțeles, nu drept, nu sunt. Hai după ăsta, poate nu se predă, mă. Hai da. Nu mai am job de detectiv, așa-i? Da, nu mai am job. Bă, ce noroc. O. 485, mă întrebați de ce scriu. Păi ca să am comandat. Deci 485 au mers pe contrasens, l-am văzut. Și m-am îndrăgostit de el, o să mă duc după el. Păstrez comanda acolo, pentru când o să fiu detectiv, mă duc să mă reprofilez. Acum sunt miner. Mă, de la miner la detectiv, un singur pas, mă, ce naiba. Nu v-am învățat părinții, mă. Faceți școala de miner și deveniți detectiv.
Da. Oh! 2, 2, 2! Mă, mă, mă. O să fie o zi frumoasă. Mai am 6 minute în care trebuie să iau carnetul la 2. Ai, mă, am blocat în ghiveci. Mă, nu-i bine, mă, detectiv. Bun, deci să începem cu începutul. 4, 8, 5. Ăla, noroc, are ID ușor. 2, 2, 2, auzi la el, săracu. Na, bun. După ăsta o să mergem, că am văzut că dea ceva te sau ceva era cu coleg de-a lui acolo. Și văd că nici nu s-o mișca, nu dai în apă, mă. Băi, șmechere. Cum îți permiți să fii tu în apă? Nu că are avion, am... bun. Am și un carnet bun pe ziua de azi. 200 de metri. Stai la sirene, liniștit, mă, liniștit, că nu vin să-ți iau carnetul. Stai tu. He he, he he, he. Uai, copacul. Bum. Dar ce dracu? Iu, e în LV, nu cred. Dar eu ce dracu am scris, mă, mă, să, vedea prost. Cred că îl băga la pușcărie dacă murea. În timp ce am dat. Merem după el, mă. Merem după el, mă. Cum să nu merem, mă? Poate mai văd pe cineva pe parcurs. Cine poate ști? Hai până în LV, mama măsii. Dar cum? O să-l prind la perete și o să-i dau, mă. V-ați imaginat acum așa? Ai, v-ați imaginat? Cum să nu vă imaginați? O să-i dau gloanțe, mă, ce naiba, mă, perverșilor, homosexualilor. De fapt, dacă e o fată... Puteți să vă imaginați să continuă dacă e o fată, dar cred că e un băiat totuși. Sirene, pornite! Stuar docus. Merg pe contrasens, merg pe unde vreau, mușchii mei. Am permis de... Lumez, n-am. Am permis de conducere. În joc. Da, am, că pot să conduc mașina. Fără permis nu te las să intri în mașină, mă. Vezi? Asta e o lume corectă, mă. Asta e o lume corectă. Nu lumea noastră, mă. Aici oricine poate să intre într-o mașină. Nu contează că nu o știe conduce. Dar aici intri în mașină și scrie clar. Nu ai permis de conducere. Să intri în viața reală într-o mașină, vă dați seama să vă șoptească Dumnezeu. Nu ai permis de conducere. Să-ți dea un picior afară. Du-te-mă de aici, mă. Dacă cum îți permis să intri în mașină fără permis de conducere. Dar numai, știți că numai locul șoferului e blestemat. Dacă nu ai permis, poți să stai pe gă, știți? Da. La șofer e ca și un fel de eject automat. Te aruncă prin capotă. Numai că pe o... Cred că v-ați plictisit de la explicația mea super explicativă despre visele mele și dorințele mele pentru viitor. Vreau să modific lumea, da. Azi m-am gândit, mă, ce bine ar fi dacă pe trecerile de pietoni, cum calci să se creezi un zid. Și în dreapta și în stânga ta, ca nimeni să nu te mai poată lovi. Dar cum ai pus piciorul un zid cam cât tine de mare să se creeze? Pur și simplu să apară un zid, poc. Și când iei piciorul se va înapoi în pământ, mă. Voi vă dați seama, mă, ce ope ar fi, bă? Păi n-ar mai muri nici dracu. Numai ca să faci chestia asta ar trebui să fiu un magician sau ceva. Nu poți să implementeze toată lumea chestia asta, dar... Ce contează? No, hai că... Cred că tipul ăsta e AFC și nu știu dacă pot să-l trag pe dreapta când e AFC. Nu cred că trebuie să stau 3 minute. Nu mă sper să nu fie. Măi, beșinosule. GG, da, eu pe ăsta l-am văzut atunci. He, nu i-a făcut. Hai, mer pe... Mă, frate, de ce am făcut, mă? Stai. Și eu de ce după Gigel? Îmi ziceți și mie. De ce l-am finduit pe Gigel? Ce-a făcut Gigel rău? 2-2-2 am zis, mă. Aia a făcut Gigel ăsta, ai... Dați așa cu băta, măi, Gigel. M-ai speriat. Tipul ăla, măi, a făcut, da, mă, și-am venit până aici, mă, pentru ce, mă? Bun, o să... Mă duc în LV, mă, să-mi iau un... Da, mă duc neapărat unul mai arestez astăzi. Trebuie să fac viața rea niște unor oameni, mă. Nu o să iau azi carnet, dar nu știu cum dracu să reușesc să explodez, mă. Stai să văd unde... A, în față, la câțiva metri sau zeci de metri, o benzinărie. O să intru... nu o să intru în ea, o să... Încerc să-mi alimentez mașina și din greșeală o să ating puțin benzinăria. Bu! Mă? Ce dracu, mă? Mai frate, pușcă! Ce asta, benzineria? Cred că asta nu pușcă, nu, bine. O să mă duc pe jos până... Vai, da, filmez de 19 minute după stopul ăla de-am ieșit misterios de sub birou. De fapt, nici măcar n-am fost sub birou.
Am fost ceva în genul camp aici și cred că mi-ați văzut ceafa, mă, dar nu-i baie. Am o ceafă frumoasă. Tu. Zane. La 900 de metri, mă, dar parcă... Dar cum merge așa, mă? Zigzagonal, nu-i bine. Tu ești mai sus ca mine, s-ar putea să fii cu avionul. Uite cum traversează el pe strămări. Peste mări și țări. Hai să vedem după altcineva. Să vedem pe altcineva, auzi după altcineva. Zane, nu... Ăsta, mă, Wanted 3, Mad Max. E la dracu, împrați. Nu, bine, mă, da. Eu nu știu ce-o fost cu videoclipul ăsta beșinos. Am dat o singură amendă în tot videoclipul, nici măcar am avut job. Dar mai multe nu am cum să filmez, pentru că n-au 20 de minute. Măcar v-am arătat cum e jobul ăla, v-am arătat cât de darnici oamenii cu mine, în special bebetul, mi-a dat o mașină, mă, vă dați seama, mă, ce drăguț. Sunt foarte mândru de el. Și mersi, bebetul, dacă te uiți la video. O mașină, mereu e binevenit, o să o păstrez n-o vând. Am 66K la mine, nu o să îi depozitez. Pentru că deja am bani în bancă. Nu știu de unde, cred că cineva mi-a mai donat bani. Sincer, habar n-am de unde am atâta bani în bancă. Unde naiba mi-a ies banii? Na, ba, 8 milioane 13. Nu știu ce naiba s-a întâmplat și de ce am eu bani acolo, dar... E ok că i-am. Mersi că m-ați urmărit și sper să ne vedem cât mai curând la un nou videoclip. Sper că o să fie mai interesant următor. Salut!